30 de piese de cult, dintre cele peste 400 aflate în colecția Muzeului de Artă, se află acum la dispoziția publicului larg. Primii vizitatori ai Muzeului de Artă au fost liceenii. Am văzut într-un magazin un anunț și mi-a plăcut foarte mult. Chiar voiam să văd și mă bucur că domnul profesor ne-a adus aici. Sunt mult mai deosebite decât cele pe care le vezi în biserică și sunt convinsă că aici este locul lor. Vernisajul expoziției intitulată Icoane, ferecături și alte odoare din colecția Muzeului de Artă marchează într-un mod deosebit începutul sfintelor sărbători ale Crăciunului. La fel de prezentă în iconografie ca și pruncul Iisus este Maica Domnului. Aici avem scena încoronării Maicii Domnului, care are aici trei ierarhi. Știind canonul, a reușit să pagineze foarte bine aceste scene în așa fel încât să se vadă cele trei registre. Prin icoană cele nevăzute se fac văzute, cele neapropiate ne par nouă apropiate, așa cum cel necuprins se face cuprins prin întrupare. Alături de icoane pe lemn în tempera, în expoziție pot fi admirate și lucrări de pictură pe sticlă, icoane ferecate în argint, dar și icoane de vatră realizate de meșteri populari prin incizarea lemnului, triptice, ferecături pentru evanghelii, candele sfeșnice, cruci de masă, dar și alte odoare bisericești, toate aparținând secolelor 18-19. Toate acestea nu fac altceva decât să ne povestească despre marea credință a celor care au zămislit istoria atât în trecut cât și astăzi. Acest spațiu expozițional se dorește un cadou spiritual pentru perioada Sfintelor Sărbători, un loc unde poți zăbovi pentru o clipă, uitând de forfota fără sfârșit a lumii exterioare, un răgaz pentru suflet pe care vi-l puteți permite până la sfârșitul lunii ianuarie, cât ține această expoziție.